sunt jocurile virtuale, deopotrivă, în efectul lor, ca și jocurile afară, așa, pe care le știm noi din copilărie, eu cred că nu. Eu cred că diferă radical. Dar hai să dau citire la întrebarea pe care am primit-o. Sunt pastorul Vasile Fela de la Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările celor care vor să cunoască un răspuns biblic din Biblie privitor la diferite situații din viață. Și atât o persoană îmi scrie așa: vă urmăresc cu mare drag și mai ales răspunsurile care le dați. Faceți o lucrare bună, vă încurajez să continuați, să o faceți și cel mai mult îmi place că le dați din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Am persoane dragi care sunt legate de jocuri de la internet. Am încercat să-i explic biblic că Domnului nu-i place aceasta, dar refuză și nici nu recunoaște că e dependent. Puteți să explicați dumneavoastră. Zice că mintea mea nu e în regulă și că nu-i diferență între jocul de afară și jocul de pe internet. Așa, da, stați puțin că am pierdut. Da, și jocul de pe internet. Eu continuu să mă rog pentru ei. Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră. O zi binecuvântată să aveți. Acum eu cred că orice om cu un cuget sănătos vede deodată diferența. Diferența se aruncă în ochi. Uitați-vă dumneavoastră la un copil care se juca afară din totdeauna și deodată începe a sta la ecran. Uitați-vă voi ce comportament are. Iată, chiar dimineața am avut cu copiii noștri, ei sunt căsătoriți, au și ei la rândul lor copii și ei spun diferența care o văd. Iată, de exemplu, la unul din nepoței, când au văzut că l-au lăsat la computer, i-au spus, l-au lăsat să privească o dată în săptămână, nu știu cât. Și el începea să facă, să plângă, să capricii, să arate, ceea ce în mod obișnuit nu arată niciodată. Asta după jocuri la computer. Și atunci eu spus, nu, în cazul ăsta reducem și mai multe, de exemplu, 2 sau 3 săptămâni, nu știu cât, nu poți privi, vei privi după asta. Așa ca să-l învețe să controleze lucrurile astea. Și așa, ei doar o dată în săptămână pot privi sau, nu știu, că 20 de minute în zi, mă tem că îi lasă să privească și să privească ceva util, ceva care le face bine. Bun, hai să vedem. Eu am răsfoit și eu așa puțin să văd, am fost curios să văd ce spun statisticile. Și eu privesc ce statistici am aflat. Deci prima dată despre jocurile virtuale, efectele lor asupra copilului. Zice că aproximativ 30%, asta înseamnă unul din trei copii care joacă jocuri video mai mult de 3 ore pe zi, și ați văzut, când ei încep a juca, ei cam toți joacă mai mult de 3 ore pe zi, cei care sunt lăsați, pentru că părinții nu mai controlează nici într-un fel. Iată cum recent cu soția, stăteam la o cafenea, la Plăcinte, aici la Chișinău, stăteam, trebuia să avem o întâlnire cu cineva și alături de noi la o masă stătea o doamnă cu 2 copii. Posibil sunt copiilor, se poate sunt nepoții ei și nepoții în timp ce mâncau și-au pus telefonul în față și aici că aveau timp cu mama sau cu bunica, dar n-au schimbat o vorbă cu bunica, nimic, ei numai în telefon, ei în timp ce mâncau erau complet captivați de telefon, acolo, altceva nimic. Deci, iată, zice că copiii ăștia, ei au dificultăți de somn. Acum, dificultatea de somn, numai decât se reflectă asupra la toată activitatea omului. Altceva, scad performanțele școlare. Copiii care petrec mai mult de 2 ore pe zi jucând jocuri video au note mai mici la școală cu 20%, deci unul din cinci au problemele astea. Nu, aici zice toți copiii ăștia care petrec așa, ei scad pentru că atenția lor este afectată grav și dorința lor, n-ați văzut, ei nu mai au dorință de nimic, nu doar să învețe, n-au dorință de comunicare, până acolo ajung încât ei nu au dorință să se joace în jocuri normale, jocuri obișnuite în care se joacă ceilalți copii, ei nu au dorința asta. Obezitatea. Zice, există un risc de 27% mai mare de obezitate la copiii care joacă jocuri video mai mult de 2 ore pe zi. Deci metabolismul lor este afectat. Jocurile este, statul este la jocuri acolo, stat încordat cum stau ei, asta le afectează metabolismul și aduce după el obezitate. Și am înțeles că deja, iată, în Statele Unite, obezitatea la copii a devenit o problemă mare, o problemă majoră. Dar uitați-vă și acum în jur, câți copii obezi vedeați înainte în sate, în orașe și câți copii obezi sunt acum. Uitați-vă, încercați singuri să observați în jur și veți vedea că diferența este mare. 21 dintre părinți
21% dintre părinți raportează un comportament agresiv la copiii care joacă jocuri violente. Iată, ginerele din Ucraina, Sergei, care este pastor, îmi povestea că la un centru de reabilitare a lor au adus un adolescent care, zice, a crescut cu bunica și era un băiat cu minte până când a început să privească jocuri de astea. Și privea toată noaptea, putea să strige, și dacă încerca cineva să-i zică un cuvânt, atunci el era violent, putea să sară la bătaie. Până acolo putea sări la bătaie la bunica lui, a ajuns până acolo încât a luat cuțitul să repade la bunica lui. Deci de nerecunoscut. L-au adus la centrul ăsta de reabilitare, i-au luat toate gadgeturile astea, el a renunțat pentru că el vrea să se reabiliteze după asta. Însă, iată, asta este. Dar uitați-vă dumneavoastră, eu observ cât de agresiv devin copiii ăștia și obraznici. Uitați-vă, ei sunt foarte agresivi cu frații lor, îi irită orice la frații lor, îi irită părinții, pot să vorbească obraznic cu părinții, pot, și părinții închid ochii, că uite așa sunt vremurile. Nu, când copilul tău vorbește obraznic, nu tolera lucrul acesta nici cum categoric. Că dacă tu tolerezi și îl lași pe copil să vorbească obraznic cu tine acum, el așa va vorbi. El, tu ești cea mai mare autoritate. După Dumnezeu, tu, părintele, ești cea mai mare autoritate pentru el. Dacă el vorbește obraznic cu autoritatea cea mai mare pământească pe care o are el, apoi ce respect aștept să mai aibă el față de alți oameni pe pământul ăsta? Nu mai avea niciodată niciun respect pentru nimeni. Deci 9% dintre copiii care joacă jocuri video dezvoltă comportament de dependență. Eu cred că sunt foarte diminuate statisticile astea. Mie mi se pare că foarte rapid toți copiii ăștia dezvoltă dependență. Uitați-vă la ei cât de dependență sunt. E gata, începa a tremura, începa lor, ei nu le se înțelege de viață fără gadgeturile astea. Zice, 35% dintre copiii petrec mai puțin timp cu prietenii lor din cauza jocurilor video. Noi nu vedem asta? Uitați-vă la ei. Din moment ce sunt lăsați cu jocurile astea, așa, fără control, sunt lăsați să stea în fața calculatorilor, nu le mai este interesantă nicio comunicare, nici cu cei din casă, nici cu părinții, nici cu prieteni, nici cu nimic. Nu mai ecranul, altceva, nu-i mai interesează nimic. Zice că 1 din 5 copii care joacă în jocurile astea jocurile astea virtuale, ei au probleme cu vederea. Foarte devreme au probleme și asta din pricina timpului pe care îl petrec ei la ecran. 1 din 4 copii care joacă jocuri video excesiv au simptome de depresie și anxietate. Deci iată de unde se trage. Și vreau să vă spun că de aici aduce boli mari, boli grave mentale aduce. Și părinții care se poartă așa de parcă n-ar avea nicio autoritate din nicăieri, se poartă ca niște neputincioși în contextul ăsta în care sunt, ei nu fac nimic. Nu fac nimic, sunt speriați, eu nu știu ce. Și vremea asta care este și chipul vremei, filozofia asta a veacului care te învață, că lasă-l pe copil de capul lui. Nu, Scriptura spune, copilul lăsat de capul lui va aduce rușine și când îl lași pe copilul lăsat de capul lui, atunci nu mai probleme faci lui, nu-l poți lăsa, nu-l poți lăsa pe copil să culeagă toate consecințele acestea, pentru că el acum e copil și el nu înțelege nimic, el n-are discernământ și el vrea să stea numai la jocuri. Nu, categoric nu-i dai voie. Dacă ești părinte care îți place, care îl iubești pe copil cu adevărat, atunci numai decât pui restricții, că așa scrie în Scriptură. Cine cruță nu ia, urăște pe copilul lui, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Vezi, cine îl iubește, îi pasă de copil, îi pune reguli, îi pune restricții, el ține regulile cele pentru că vrea să-i facă bine și pentru perioada copilăriei cât este la el acolo, vrea să-l pregătească bine pentru viață, vrea să-i dezvolte o minte sănătoasă, să-i facă bine copilul ăsta. Da, deci copiii care joacă jocuri video mai mult de 2 ore pe zi, zice, fac cu 50% mai puțin activitate fizică. Păi normal, uitați-vă la ei, ce interes. Ei nu mai au interes, nu interesează nici fotbal, nici nimic, gata. Activitatea fizică nu îi mai interesează pe ei. Nu mai vor să meargă nici la o tabără, nici la joc, nici la o secție sportivă, nicăieri nu îi interesează. Ei vor să stea numai în fața ecranului, pentru că asta este o adicție gravă. Și zice, au dificultăți de concentrare și atenție. Clar, normal, ei nu se mai pot concentra. Mintea lor e afectată grav. Hai să vedem acum care sunt efectele pozitive ale jocurilor bune. Bun, și jocuri de astea afară pot fi jocuri rele.
pot fi jocuri rele, pot fi jocuri care îi fac rău cuiva. Eu nu mă voi opri aici să vorbesc despre jocurile care sunt rele, dar în general, jocurile astea bune, care le știm noi din copilărie, de ascunsele, de mai câte jocuri ne avem, de ascunsele, de fugărita, de nu știu, câte numai, când eram în sat aveam jocuri care azi nici nu mai sunt cunoscute, în țurcă, se mai joacă azi cineva în țurcă, uite, noi jucam în țurcă, apoi piecare, nu mai cred că mai știe cineva ce este piecare, de capra la gard, de iapa în cerc, de știe cineva, de capra în op, nimeni, nu, nici nu știu jocurile astea. Odată mi-a ieșit cu biserica și noi cu bărbații am început să ne jucăm, așa cum ne jucam în copilărie și eu rămas șocați când au văzut ce jocuri interesante aveam noi. Uite, astea erau jocurile noastre în copilărie, foarte bune jocuri, jocuri de echipă, jocuri de... Toate astea ne dezvoltau bine. Mi-amintesc, lucram pe deal, toată ziua lucram din greu la prășit și când venea pauza aceea la prânz, îi trageam o joacă unde depuneam efort de 10 ori mai mult și ne întorceam iar la prășit. Dar așa de interesante erau jocurile celea. De ce? Pentru că jocurile astea afară, ele îmbunătățesc sănătatea fizică. Ele îl fac pe copil să se dezvolte fizic bine. Și copilul are capacitate cardiovasculară, zice, mai bine cu 30% decât cel care... Normal că jocurile astea sunt mișcare, antrenament, ele fac bine, o gimnastică continuă pentru corp. Jocurile astea dezvoltă abilitățile sociale. Iată, statisticile spun că 85% dintre copii își îmbunătățesc abilitățile sociale prin interacțiunea din timpul jocurilor. Normal, normal. Păi mi-amintesc la jocul celălalt, numai ce nu era. Deci trebuia să învățăm, să facem un plan, să-l aducem planul celălalt la îndeplinire. Ni certam, ni împăcam, ni băteam, ni împăcam, iar de toate astea dezvoltă abilitățile sociale. Da, apropo, faptul că să înveți cum să te cerți corect, să te înveți să fii cinstit, să te înveți să recunoști, să te înveți să-ți ceri iertare, să știi că iei peste cap dacă nu te porți bine și așa mai departe. Astea, toate abilități sociale foarte importante. Toate astea le aveam în drum și toate conflictele le rezolvam noi, între noi, bine, nu. Foarte, foarte rar erau implicați părinți. Dar nu mi-amintesc în copilărie să fii chemat vreodată părinți sau pe cineva. Toate conflictele le rezolvam noi și învățam să ne portăm bine, să avem grijă să ne portăm bine. Pentru că altfel, tot copiii între noi, ei ne pedepseau, ei ne... Deci aveau grijă unii asupra altora. Și astea toate sunt abilități sociale care, uite, învață să primească o mustrare, învață să primească, nu așa, că a devenit atât de sensibil acum, atât de fragil, încât o mustrare îl duce în depresie și în anxietate. Nu, nici vorbă despre astfel de lucruri. Nu era vorbă despre așa ceva, pentru că noi toți eram bine, cum psihologic, eram sănătoși bine, jocurile astea ne dezvoltau bine, așa, și oricine ascultă video-ul ăsta și-a crescut în vremea despre care vorbesc eu, că nu erau toate tehnologiile astea, va fi de acord de plin cu mine și chiar vă rog să scrieți la comentarii mărturia voastră. Ce însemna pentru voi jocurile afară? Mi-amintesc ce bucurie aveam noi. Veneam, lucram, veneam acasă, aveam responsabilități, trebuia să facem lucruri și așteptam să vină seara. Seara când venea, ieșeam toți în drum și îi trageam o joacă de-a fugărita, pe după fântână, de-a ascunselea. Într-o vreme ne duceam la punte, făceam o joacă de-a fugărita la punte aceea. Vai, vai, ce joacă era acolo. Păi după joacă aceea când veneam acasă, dormeam ne-ntors până a doua zi dimineață și repejor la școală. Și toate astea făcea bine, dar ce abilități sociale dezvoltam noi, ce prietenii legam noi acolo. Zice că reduce stresul mișcarea. Da, normal. Deci zice 70% dintre copii raportează niveluri mai căzute de stres după ce se joacă afară. Normal, jocul afară îți reduce stresul. La toți noi jocul ne reduce stresul. Discuția asta, jocul, alergarea, mișcarea asta. Toate aia ne fac bine. Pe când copiii care nu asta, ei sunt stresați și stresul ăsta îi duce în depresie, îi duce în anxietate. Și vă spun, îi afectează mental. Ia uitează câți copii. Mi-amintesc cu ceva vreme urmă a venit o fetiță la biserică adusă de alta. Fetița aceea spune, ea vrea să moară, vrea să moară, mai mult nimic, nu mai vrea să moară, vrea să moară, vrea, o încerca să-și taie vinile, nu știu, nu mai încerca, vrea să moară, ea nu are nicio perspectivă de viață, nu are nimic. Deci copilașul ăsta pur și simplu este pierdut. Copiii care petrec timp în aer liber, ei sunt cu 20% mai creativi în soluționarea problemelor. Normal, când te joci afară, când jocurile astea toate, trebuie să rezolvi probleme. Se întâmplă conflicte, rezolvi problemele cele de conflicte, rezolvi. Și este tot, jocurile astea interesante, ele totdeauna te pun într-o situație în care trebuie să rezolvi și să soluționezi probleme. Somnul nici nu mai vorbim, v-am zis. Zice aici că 60% dintre copiii care se joacă afară dorm mai bine noapte. Eu zic toți copiii care se joacă bine, te joci bine ziua, dorm neîntors noaptea după o joacă bună. Mai puține probleme cu greutatea. Da, normal, mâncam bine, n-avem treabă, nu conta la ce oră mâncam, când mâncam, alergatul cel la toată ziua, lucrul cel pe care îl avem. Tot asta ne făcea
foarte bine. Și inclusiv cel care poate, că iată, ne amintesc, era și la noi unul mai obez, așa, unul în clasă era. Dar el, posibil metabolism ceva, nu mergea bine, dar el tot deopotrivă cu noi se juca, tot alerga și el, tot la fotbal, drept că era guraliv și lua bătaie des, din pricina asta că înjura, vorbea cu cuvinte urâte, ne numea și apoi atunci cam orice joc de fotbal se sfârșea cu aceea că el lua o bătaie de la noi, de la ceilalți, dar tot poate mai învăța și el ceva în felul ăsta, că lua pentru cuvintele urâte pe care le spunea, că trebuia să ai răbdare, dacă cineva face o greșeală, trebuia să fii îngăduitor, să ai răbdare. Da, deci zice, jocurile îmbunătățesc abilitățile motrice, fine și grosare ale copiilor cu 40%. Păi normal, coordinația copilului, calități de viață foarte importante, ca să știi să te ferești de un pericol, să știi să cazi jos când te luneci, să știi cum pui mâinile jos. Normal, dacă în joacă aceea toată ziua ne alergam, ne cădeam, ne trânteam, ne... păi normal, toate calitățile astea se dezvoltau așa, dar din moment ce tu stai numai în fața computerului, ce fel de calități? Păi nu vezi că nici măcar nu știi a face cea mai simplă cădere, la cea mai simplă cădere și rupe mâna și rupe piciorul, că nu știi a face o cădere simplă. Da. Deci copiii care se joacă afară au o capacitate de concentrație mai mare. Absolut de acord. Absolut de acord că jocurile afară îți măresc concentrarea și încrederea în sine. Deci nu încape nicio îndoială că jocurile acestea afară, jocurile bune, ele fac bine copiilor și părinții trebuie să facă tot posibilul pentru a opri, a pune frână. Dragi părinți, mă adresez dumneavoastră încă o dată, nu fiți neputincioși și nu vă nesocotiți autoritatea pe care ați primit-o de la Dumnezeu. Aveți autoritate de la Dumnezeu pe care trebuie să o exersați. Și anume, nu îi lăsați pe copii să facă lucruri care le dăunează lor. Nu îi lăsați și nu vă faceți că nu vedeți și nu știți ce se întâmplă. Nu, nu. Și nu vă scuzați că așa sunt vremea, n-avem încotro, oriunde se întorc, sunt gadgeturi, ori fi, unde ori vrei, dar nu sunt casa voastră. De aceea vă sfătuiesc, dragi părinți, când veniți acasă, lăsați telefoanele într-o parte, strângeți telefoanele, nu le lăsați în fața copiilor, nu le dați voi ca ei să vi le ia din mână și să joace ei la ele până nu mai pot, nu. Telefoanele strânse și atunci petreceți timp cu copiii, citiți-le din Sfintele Scripturi, discutați cu ei, jucați-vă cu ei în jocuri, faceți lucru împreună cu ei, orice lucru care îl faceți, chemați-i pe copilaș să-l facă cu ei, povestiți-le interesant, spuneți-le, faceți așa și veți crește copiii sănătoși. Nesocotiți lucrul acesta, vă luați după chipul veacului de acum. Biblia spune, nu vă potriviți chipului veacului de acum. Iată, cei mai mulți părinți potrivesc chipului veacului de acum. Ba încă, în prostia lor, ei mai și cumpără gadgeturile astea la copii, crezând că, uite, arată că ei sunt părinți foarte buni. Știu pe cineva care, el a plecat și a părăsit familia, a dispărut, nu s-a îngrijit nimic de copil. Când copilul a împlinit 14 ani, uite că i-a trimis și el un cadou, să arate ce bun tată el. I-a trimis un telefon și copilul acela e dependent total de telefon, tremură dacă iei telefonul acum și mama săracă ambul plângând că nu știe cum să facă. Să iai telefonul. Iai telefonul și aruncă-l conciocan. Aia trebuie să-i faci. Gata, iai telefonul. Nu, nu-i trebuie lui telefon dacă el nu știe cum să-l controleze. Învață-l pe copilul ăsta, ajută-l pe copilul ăsta să crească cu minte sănătoasă. Pentru că altfel îl pui într-un foarte și foarte mare pericol. Nu știu, poate am fost prea exagerat când am zis cu ciocanul sau așa. Găsești o soluție, găsești o soluție bună, dar ai grijă de copil și nu le expune. Pentru că, încă o dată vă zic, noi vedem acum cum incidența bolilor mentale crește, este în creștere. Dar cu toți copiii ăștia care stau numai pe telefoane, ce vă așteptați să fie de la ei? Ce voință? Ce hotărâre? Ce va fi? Ce-i cu mintea? Care-i starea minților? Deci depresivi, plini de depresii, bolile mentale se vor înmulți așa cum nu vă închipuiți. Iată, toate astea vin, se apropie. Dacă nu ne venim în fire, aveți grijă de copilul dumneavoastră. Poate pentru toți nu puteți face. Faceți ceea ce puteți pentru alții, dar pentru cel care crește în casa dumneavoastră, pentru el puteți face. Puteți dumneavoastră, ca și părinte, hotărâți. Creșteți un copil sănătos mental, un copil sănătos în credință, sau lăsați ca prin gadgeturile astea să-i fie distrusă mintea total, să-i fie distrusă viața total. Dumnezeu să vă dea minte sănătoasă și hotărâre să acționați acum și să nu mergeți la niciun compromis cu vremea și cu societatea în care trăim. Aveți grijă de copii!